23 de suspecți au fost reținuți de procurorii DIICOT după perchezițiile din dosarul traficanților de țigări. Judecătorii nu au permis niciun mandat de arest preventiv și doar 10 dintre suspecți sunt plasați sub control judiciar. Procurorii DIICOT cer mandate de arestare în lipsă pentru liderul grupării și locotenentul său, care în mod suspect nu au fost găsiți la percheziții și nici până acum nu au fost prinși. Surse judiciare susțin că liderul rețelei infracționale era supravegheat, numai că această supraveghere nu se făcea om la om, ci vorbim despre o supraveghere electronică. Practic era filat telefonul omului de afaceri și la ora 23, cu câteva ore înainte de perchezițiile din Arad și alte județe ale țării, acest filaj nu a mai funcționat. În acest moment este imposibil de spus de ce s-a întâmplat acest lucru, susțin acele surse judiciare. Surse apropiate anchetei arată că polițiștii ar fi avut o surpriză neplăcută la perchezițiile din localitatea Arădeană Pecica. La 6 dimineața, când au pătruns în locuințele unor suspecți, ar fi fost așteptați cu luminile aprinse și cu cafele în cești. Ministrul de Interne nu are explicații pentru faptul că nu au fost capturați liderul grupării și locotenentul său. Noi nu aveam măsuri preventive și nici nu se aflau în custodia poliției cele două persoane. Atunci puteam să spunem ne-au scăpat de sub nas. Lipsa acestora de la domiciliu în momentul în care a fost efectuată percheziția nu a însemnat că nu am continuat activitatea și procedurile. Șeful Poliției Române, domnul Chestor Benone Matei, care a coordonat împreună cu procurorul DIICOT toată această activitate, va evalua întreaga situație și am convingerea că vor fi clarificate toate aceste aspecte. Ministrul de Interne nu a precizat dacă se investigează o posibilă scurgere de informații, dar surse judiciare susțin că între anchetatori și fugari ar exista negocieri, iar cei doi s-ar putea preda. Motivul ar fi, spun acelea surse, că în aparență nu ar exista un probatoriu foarte consistent.